În ultimii 30 de ani, Brașovul nu a făcut investiții în privința toaletelor publice. Nu au fost toalete nou amenajate. Corectăm acest lucru începând din acest an. Avem 3 toalete pe care le punem în funcțiune astăzi, alte 3 care vor fi funcționale începând cu luna următoare. Asta într-un spectru național în care toate orașele mari folosesc astfel de infrastructuri automatizate. Vorbim de 100 de toalete în București, 20 de toalete în Baia Mare, 16 la Cluj, 8 la Oradea, 7 la Iași. Brașovul merită și el să aibă această infrastructură pe care o cumpărăm la prețuri competitive, așa cum au făcut toate orașele. În prețul pe care îl plătim sunt incluse consumabilele și mentenanța pe 4 ani de zile. Sunt toalete automatizate care se curăță după fiecare utilizare și care sunt anti-vandalism. Cele 3 toalete care se deschid astăzi sunt amplasate în piața Sfântul Ioan, Uranus și Parcul Trandafirilor. Brașovul este un oraș civilizat. Gradul de civilizație se transpune și prin astfel de servicii oferite public în mod gratuit. Totul se poate seta în funcție de nevoile celui care o achiziționează. Este dotată cu distribuitor de hârtie, săpun, dezinfectant, încălzire pe timp de iarnă cu 3 convectoare de 800 de W fiecare, pompă de apă, uscător pentru vas de WC-ul, baterii care este o pană de curent electric, se deschid automat, adică nu există riscul să rămână cineva blocat în interior. Pe lângă faptul că primim informația în timp real pentru defecte, cineva zilnic trece în fiecare zi să vadă curățenia, funcționalitatea și parametrii de utilizare la fiecare sistem în parte, la spălare, la săpun, la uscare mâini. Deci tot parametrii de funcționare ai toaletei să fie funcționabil. Toaleta este prevăzută cu butoane fără atingere, este prevăzută cu uscător de mâini, săpun, dozator de săpun, apă curentă și distribuitor de hârtie și coș de gunoi. Mână curentă pentru persoanele cu dizabilități, vas de WC anti-vandali de inox, senzori pentru perimetru să nu prindă pe cel cu căruciorul sau cine îl utilizează pentru siguranță.